Aplauze! Oh, aplauze! Ne-au promis o porție dublă de râs. Așa că hai să-i primim cu aplauze pe cei de la Double G! Bună seara! Bine v-am găsit! Aole. Noi suntem trupa Double G și vă prezentăm un număr de stand-up... scuze, un de improvizație. Mamă! Bine, până aici e bine. Hai să începem. Hai să începem show. Hai să începem. O să avem nevoie de două voluntare. O să avem nevoie de două asistente. Bă, nu prea prezentați încredere cu fețele astea, credeți-mi. Da, noi suntem sub anonimat. Ne-am pus aceste măști. Nu vrem să fim cunoscuți. Tu i-au auzit ce vorbeau? Nu era o problemă de volum, era o problemă de ce spuneau. O combinație între dicție, lipsa vorbelor, lipsa cuvintelor. Adică asta era problema, nu masca. Nu, că nu era de la mască. Nu? Nu, era de la cap. Vă fie frică. Mulțumim, doamnă. Vă mulțumesc cu una? Nu, vin două. Dumneavoastră, să citiți ce avem noi aici. Nu e problema dacă nu vedeți că se rezolvă. Am căzut de acord cu privire la text? Avem, e ok. Doamna, avem acceptul? Doamna nu prea vede. Nu vede, mă! Și-a uitat ochelarii, doamna! Vai de capul meu, vai de capul meu! Asistenta nu vedea. Cheamă alta asistentă. La un dat era ceva de te durea mintea, efectiv, deci nu ai cum! Aolo, ce haosul! Ce tâmpenia! Trebuie să fie doamne neapărat. Nu. Păi că de ce nu spune? Umorul românesc se pierde în furtuna aceasta nebună. Hai mă, stați că avem o doamnă Toclar. O tărântă să vă schimbare. Deci credeți-mă că dacă nu e ceva genial vă umor. Este ceva genial, Bendeac, te rog frumos. Mie îmi pare rău pentru doamna în vârstă că n-a putut să participe, că mi se părea senzațional. Dar te-ai văzut? Tu ai văzut vreun moment de imbecilitate mai mare decât ăsta? Recuzita. Păi, noi trebuie să luăm și recuzita. Am uitat să luăm recuzita. Care este recuzita? Și recuzita. Am uitat să luăm recuzita. Unde ai lăsat-o, frate? Unde ai lăsat-o, băi, băiete, băi? Ce recuzita tu ești, mă? Vă rog să aveți răbdare. Un moment de respiro, așa? Un moment de respiro avem. Avem recuzita, aplauze pentru recuzită. Hai, tată, hai. Mulțumim pentru aplauze. Poate dacă o luăm o bălăceancă. Scoate. Din nou împreună la Ai Umor. Înainte de pauză, Double G a urcat pe scenă și s-au dezlănțuit. Găsit! Aoleu. Noi suntem trupa Double G și au lăsat impresia că au tot ce le trebuie. Număr de stand-up. Aplauze pentru recuzită. Hai, tată, hai. Mulțumim pentru aplauze. Mai puțin un plan. Orice fel de plan. Dar de ce să ne luăm acum din asta? Poate o poemă mai subțire. Da. Suntem pe violență. Poftiți, doamnelor. Luați ciocanul. Și ce fac cu ciocanul? Doamne, că am târziu să vă întrebați asta. Noi o să stăm, jos pe scaun. Păi stați odată, nu mai explicați. Așezați-vă și haideți să începem odată, că n-avem toată seara. Ok. Așa. Double G, stai spate în spate. Doamnelor, vă rog frumos să veniți una la un capăt, la cealaltă la un capăt. Haideți să ne împărțim, da. Așa? Avem nevoie de întrebările dumneavoastră după lista aceea. Păi stai o secundă, explică-ne și nouă care-i jocul. Hai ca să înțelegem care-i jocul. Ele pun întrebările? La microfon. Da. Deci care întrebarea, tu care răspunzi este? Și dacă nu răspunzi corect, e un ciocan. Hello! Excelent! Haideți să începem! Aplauze! Care-i jocul, mă? Care-i jocul? Să dați bine, să puneți suflet. Dacă e greșit, să dați tare. Da. Eu încerc să... Bă, băieți, care sunt regulile? Da. Hai, mea, să... Bă, băieți, care sunt regulile? Haideți, doamnă! Păi nu lucrăm noi bine împreună.
Care este jocul? Un, care jocul? Întrebare și răspuns plus ciocan. Ăsta e jocul. Ăsta e. Corect. Exact. Ce culoare are pielea lui Iisus? Pielea lui Iisus este invizibilă. Oare? E, da. Dacă nu vă place răspunsul... Dați... Doamne, de ceva mai lamentabil eu n-am văzut în viața mea. Dați cu putere, doamne. Oh, doamne. A doua întrebare? Da. Pe Moș Crăciun iarna. Unde e ciocanul? A fugit cu ciocanul. Pe Moș Crăciun iarna. Mai puteți să repetați? Că n-am înțeles. De ce vine Moș Crăciun iarna? Pentru că n-are mașină. N-are sutie. Nu, cu ce vine? De ce vine? De ce vine Moș Crăciun? Iarna. De ce vine iarna Moș Crăciun? Pentru că n-are mașină. Băi, sunt întrebări făcute de inji, nu înțeleg. Nu te întreb cu ce vine. De ce vine Moș Crăciun iarna? Moș Crăciun... Cadouri! Moș Crăciun vine pentru, pentru cadouri. Hai, bine. Să trecem. Următoarea întrebare. Ole, doamne. Uite, că doamna se descurcă. Aplauze, suntem fanii dumneavoastră. Sunteți minunată. Mulțumesc. Eu zic să-i returnați ciocanul și doamne că... Deci cum adică, de ce nu vine Moș Crăciun iarna? Pentru că n-are mașină. Ting. Mamă, uite, acolo era un diamant. La mea și nu mi-am dat seama. Ceva mai lamentabil. Doamnă, cu curaj. Nu este lamentabil. Cine a fost Engelbert Humperdinck? Zici, zici. Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck. Nu știu, mâncați așa, că n-am fost. Nu. Un ciocan în cap. A fost, a fost un cântăreț. Hai ca să meargă mai repede treaba. Următoarea întrebare. Haideți, doamnă, repede. Ce n-am înțeles de ce i-au venit cu întrebările de acasă? Pentru că trebuia să roage la intrare. Băi, faceți și voi 30 de întrebări și noi vrem să răspundem. Și luăm două tanțe de public. Dar asta înseamnă să fie inteligenți. Îți plac rasele? Nu pot să le supăr. Nu pot să le supăr. Superi sau doamnă, suferi? Două ciocane în cap. Două. Așa. Trei. Dați mai tare, doamnă. Băi, era cea mai lamentabilă imagine cu put... Era... Era Dumnezeul răului. Bă, dar când e răspunsul greșit? Că eu nu înțeleg. Când vrem noi. Exact. Câți centimetri are autostrada de neconstruită de anul trecut? Ciocan în cap. Nu știu, trebuie să întreb primar. Vrei să mergem să le dăm ciocan în cap și să le punem noi întrebări? Nu te asocia cu acea imagine niciodată. Please. Please, deci nu te urca pe scenă, okay, să te asociezi, okay, cu această imagine niciodată. Este cea mai lamentabilă imagine din istoria umor. Ca tot. Bă, Matache ar trebui să-mi pun pe picioarele în momentul ăsta. Că i-am salvat imaginea, ea voia să ducă pe scenă acolo. Ce gust are apa. Dar nu o să mai putem folosi niciodată. Ce anume? Toți trei putem să o folosim acum. Să mai rămâne ție una. Vreți? Sau vreți să stăm pentru cineva un pic mai... Ciocan. Care va înțelege ce îi se întâmplă. Cum o să pierd maneta, mă, pe așa ceva? Băi, ați nebunii, voi nu vă dați seama ce înseamnă maneta asta. Maneta asta este arma răzbunării. Cum o să te răzbun pe aia doi? Păi nu s-a răzbunat, mă, viața că i-a dus aici în punctul ăsta, adică... Nu-ți dorești să fii în pielea lor de acum încolo, din momentul în care va fi difuzat acest material. Tu realizezi că nu-ți dorești să fii... Că nu ai cum. Mai avem o întrebare. O întrebare, doamnă. Sunt fanul dumneavoastră, deci jur, deci... De câte ori te duci la somn pe noapte? De câte ori ne somn? Haideți și dumneavoastră. Câte anotimpuri are luna lui August? Azi, doamnă, tare. Două. Mai tare. Vezi, mă, că se poate și mai rău. Nu puteam să mișc nimic de mine. Deci, efectiv, îmi înghețase sufletul și mintea. Bă, efectiv, am rămas blocat. Bă, blocat. S-a terminat, gata? Gata cu ciocanele? Se finile comedii. Haideți, doamnă, puneți ciocanele jos. Mama, a fost ceva de vis. Asta-i tot? Mulțumim pentru participare. Suntem la început. Atâta a fost. Pur și simplu am venit să ne simtem bine. Să ne simtem bine toți. Vă simțiți bine?
Foarte, foarte, suntem... A ieșit așa cum ați plănuit? În primul rând că am venit până aici. Da, cred că distanța este foarte mare. Da. De unde ați venit? Din București. Corect, corect. Te faci cirate. Eu trebuie să vă spun că în mod oficial este de departe cea mai mare doză de imbecilitate pe care am văzut-o în viața mea. N-am lucrat foarte mult la număr sau nu ne-am gândit, pur și simplu. Cred că doar nu v-ați gândit și atât. Nu, exact, nu, nu ne-am gândit, da. Am avut curaj, atât. Adică motivul pentru această imbecilitate nu poate fi acela că sunteți voi imbecili. Da. Corect, corect. Da. Eu, conform contract, trebuie să votez. N-am ce să fac. Voi sunteți Ai Umor. Noi suntem Ai Umor. Publicul este Ai Umor. Au luat un like? Ironic. Mulțumim, mulțumim. O seară, bine. Ia, ia, trăiți. Păi, ia. Ai grijă la treaptă, treaptă, treaptă. Încă o treaptă. Încă o treaptă, treaptă. Pe unii succesul îi îmbată, maestre. Nu vede cu chestia aia. Bă, inteligent sunt, frumos sunt. Important e că nu văd. Să intri ca prost, ești ca prost. Cumva nu te dezici până la final, știi?